găsit la Top Interviuri, rubrica noastră dedicată persoanelor importante din lumea fotbalului. Astăzi este o discuție eveniment cu cel mai mare antrenor român din toate timpurile, Mircea Lucescu. Bună ziua! Bună ziua! Ce titlu îmi dai? Nu, spune că antrenorul Mircea Lucescu, e de ajuns. Nu trebuie neapărat cel mai mare, cel mai mic, cel mai mediu, nu. Cu cele mai bune rezultate. Cele mai bune rezultate. Da. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea la această rubrică. Va fi o discuție liberă și știu că a contat faptul că noi transmitem meciurile lui Zenit atât din campionat, cât și din Europa League în exclusivitate. Da, în regulă. Și la fel cum am făcut cu Shakhtyor, vă urmărim și în Rusia. V-aș întreba că, nu știu, poate cei tineri nu știu, dacă vă aduceți aminte cum ați ajuns în fotbal, la fotbal. De când mă știu sunt la fotbal. N-aveam alte posibilități, jucării nu existau, doar așa, cățărat-o prin pomi, săritul gardurilor, alergări prin miriște, alergări după tramvai și acolo unde stăteam noi, pe marginea șanțului, așa ziceam, pe șanț, jucam fotbal. De când mă știu că m-am împins o minge, dar minge adevărată n-am avut niciodată. Decât atunci când am apucat, așa am jucat organizat fotbal. În general, când eram mic, mi le făceam noi, din cârpe, din ciorapii vecinilor adunat peste tot, pentru că, de ce ciorapii? Ciorapii erau foarte elastici. Adică când făceai o minge din ciorapii, mingea mai și sărea, nu era doar ceea care rămânea pe pământ. Pe urmă, sigur, cu trecerea timpului, în ciorapii mai băgam și cu o minge mică de cauciuc, care să-i dea și mai multă elasticitate. Am scris și în cartea Mirajul gazonului cum pe urmă făceam munci suplimentare cu Ștefan, fostul jucător al lui Dinamo, crescut în același cartier cu noi, un băiat care avea niște grădini prin Vitan, în zona aceea Vitanului, deci pe malul Dâmboviței de atunci. Și care căram salății primăvara, urcând dealul Văcăreștiului, în perioada aceea nu era foarte greu, eram un căruț, împingeam, doar ca să avem bucuria de a juca puțin fotbal, seara, târziu, aproape la lumina lunii, când ne trecea, terminam treaba. Deci cam așa a fost. Nu mai spun că, așa cum vorbea odată Dobrin, că a crescut printre copacii dintre vale. Da, din vale, de acolo. Tot așa și noi, eram în zona Spitalului Central, pe vremea ce era Dr. Gheorghe Marinescu, un spital cu un parc imens, cu copaci. Părinții noștri lucrau acolo, iar noi de dimineață până seara, în curtea acelui spital ne făceam jocurile noastre, atât de multe în perioada copilăriei, pe care pe semne copiii de astăzi totuși mai n-au avut parte, hoții și vardiștii și tot felul de aia, și ne împușcam pe după clădiri, după pomi, ne cățăram în toate părți. Era de viața adevărată, era o copilărie extrem de lipsită de multe facilități pe care astăzi copiii le au, dar cu foarte multă participare așa sufletească, foarte mult entuziasm, foarte multă inventivitate, pentru că nu aveam altceva. Deci fotbalul era o parte din această viața noastră extrem de agitată, dar extrem de sănătoasă. Apropo, era vreun frate de-al noastră mai talentat la fotbal? Păi cam toți au jucat fotbal. Talentați, nu pot să spun că dacă ar fi fost așa de talentați, ar fi ajuns până la urmă, că până la urmă talentul este la suprafață, indiferent ce ai face. Dar poate cel mai mare era foarte talentat. La 15 ani deja juca într-o echipă din campionatul orășenesc, deci cu seniori. Antrenorul echipei era Victor Stănculescu, care era în perioada cea foarte tânără, era student la IEFS.
și făcea practică la o echipă de aceasta de campionatul orășenesc. Dacă pe vremea aceea campionatul orășenesc era extrem de puternic, extrem de puternic. Mi-aduc aminte la meciurile jucate în cartierul nostru, la Recas, da? Deci lângă spital. Nu mai vorbesc că tribuna dinspre partea spitalului, tribuna vorbind, prin gardul acela de perb, era plin de oameni internați în cadrul spitalului. Deci erau suporteri acelei echipe, iar în jurul terenului se strângea cam tot cartierul. Era ceva cu totul extraordinar. Fratele meu juca în această echipă. Din păcate, din cauza greutăților familiare foarte mari, după clasa 5-a abandonat școala, s-a dus să lucreze întâi ucenic, un an, doi ucenic la Aversa, era fabrica de pompe, și nu mai a avut timp să se mai ocupe de fotbal. Pe urmă, în anturajul oamenilor de acolo, mai ieșeau și la o bere și mai uita să se ducă și la antrenament. Și a terminat cu fotbalul repede. A venit celălalt, al doilea, care a jucat până la nivelul diviziei C, la Autobuzul București și la Tecuci, pe perioada armatei. Dar și el lucra, era de Nichigi Auto, în fabrică acolo, lucra și nu avea de dispoziție să se antreneze, să joace, așa, a abandonat și el. Cel mai mic era foarte talentat și el, Gelu, dar el s-a îmbolnăvit într-o perioadă foarte scurtă, a avut ceva probleme reumatice și n-a putut să mai joace. Așa că am dus eu mai departe. Am avut și șansa, pentru că continuând activitatea școlară, am avut mai multă posibilitate să mă și antrenez, să joc. Dacă ceilalți au, cum am spus, unul a avut cenic, altul școala de meserii de pe vremea aceea, celălalt mai bolnav. La Dinamo... Cum ați ajuns la Dinamo, da? Păi destul de târziu m-am ocupat de fotbal organizat, aș putea spune. Eram talentat, mă remarca cam toată lumea, m-am dus în mai multe locuri să dau probe, dar era peste tot a fost foarte departe de casă, aminte, și până și actual, unde e actualul Sportul studențesc, și acolo am fost. În regie. Jucam, da, în regie. Jucam cu, era și Nichi Dumitriu, pe aceea, înainte de a ajunge fotbalist, era printre acești băieți talentați care iubeau fotbalul extraordinar. Eram în stare să jucăm fotbal și pe terenuri arate. Numai că era viața nu. Mi-aduc aminte că jucam în decembrie, sluată imposibilă, gheață și deci iubeam extraordinar mult fotbal. Până la urmă m-a văzut Victor Stănculescu când era antrenor la acea echipă la Recas. El devenise antrenor profesor de fotbal la Școala Sportivă 2 și m-a invitat la Școala Sportivă 2. M-a atras terenul, în primul rând, că era terenul 4 al stadionului 23 august în perioada aceea. Era un teren gazonat. În jurul stadionului 23 august erau mai multe terenuri. Terenul 1, 2, 3 și 4. Și toate erau gazonate, erau extraordinari pentru copii. Fiecare duminică erau meciuri acolo pe toate terenurile în jurul stadionului. Chiar și când se jucau meciuri importante pe stadionul 23 august de atunci, de campionat, pe terenurile adiacente se jucau meciuri din campionat de copii, de juniori. În sfârșit, el m-a invitat la Școala Sportivă, am acceptat pentru că mi-a și oferit o sacoșă de antrenament, un training, un bon de masă la prânz, la o cantină, cum era, țin minte, pe Lipscan era acea cantină. Deci, lucruri pe care la dificultățile pe care le înfruntam acasă, au însemnat foarte mult. Sigur că și acolo era o distanță foarte mare din cartierul Apărătorii Patriei, unde trăiam eu, până la stadionul 23 august, în fiecare zi pierdeam o oră și jumătate, numai pe drum, chiar mai mult, schimbam două tramvaie. Nu era simplu, dar m-am impus imediat. Ce am și jucat în campionat,
junior, mi-am spart aici arcada de vreo 3 ori, pentru că aducam într-un meci cu Metalul, pe stadionul Metalul, la nivelul copiilor, care era până la 16 ani pe vremea aceea. Jucam cu Steaua, jucam cu Dinamo. Și țin minte că un meci care m-a propulsat a fost un meci jucat de Școala Sportivă 2 împotriva lui Faru Constanța, care era campion național de junior. 2 ani la rând a fost campion. Era antrenat, mi se pare, de Bucoșilor. Și pe stadionul, pe terenul numărul 4, la stadionul 23 august, am marcat 2 goluri atunci, am câștigat 2-0. A fost enorm de multă lume, că toată lumea din cartier venea la fotbal. Pe vremea aceea, la un meci de junior, era mai multă lume decât la un meci de divizie astăzi, pe stadion. Era ceva așa, o atmosferă care te împingea la performanță, te făcea să te simți important, chiar copil fiind. Te duceai cu plăcere la fotbal. Te duceai cu plăcere. Nu? Deci am rămas cu Victor Stănculescu cam un an și ceva. Între timp, sigur, terminam școala, mi-am dat și bacalaureatul. Cu Școala Sportivă, iarăși, erau lucruri importante pentru copii. Făceam schimburi de experiență cu, de exemplu, cu bulgarii, școalile sportive din Silistra. Veneau, jucam pe stadionul Republicii, meciuri de acest fel, la toate disciplinele sportive. Școlile sportive, pe vremea aceea, erau extrem. Școala Sportivă 1, Școala Sportivă 2, Clubul Sportiv Școlar, cum să spun eu, au dat enorm de mulți medaliați olimpici, jucători sau sportivi la cel mai înalt nivel, handbal, fotbal, alte discipline sportive, erau foarte bine organizate. Se făcea o educație deosebită în toate acestea. Copiii trăiau împreună, făceau un schimb, de exemplu, de experiență la toate disciplinele sportive, cu Sibiu sau cu Brașovul. Veneau ei la București, noi plecam acolo. Deci, până la performanță, era perioada pre-performanță. După aceea, la 20 și acolo, la stadion, spuneam, eu am mai spus lucrul ce a apărut un om cu o pălărie așa largă, nu știu ce, de mare, cu un fular la gât, era Traian Enescu, antrenorul lui Dinamo, și el, convins să vină să vadă, el era un mare căutător de tine talente, dar cel care mă descoperise și de care i-a vorbit lui Traian Enescu despre prezența acestui copil acolo, era cum îl chema? Gorgorin. Și el erau oameni pasionați de fotbal. El fusese antrenor, era pe lângă Casa Scânteii, un alt teren extraordinar. Nu mai știu cum se numea. Mi se pare că acolo a activat și echipa care știa campionatul european de juniori prin 50 și nu știu cât, mă mai țin minte, 56, cred, 57. Campionat care s-a desfășurat în România. Era cu Petescu pe vremea aceea, ca Matei, extremă dreaptă. În orice caz, ei și aveau locul, erau sub patronajul Casa Scânteii. Casa Scânteii patrona această echipă de juniori, care mai târziu a fost un exemplu pentru o altă perioadă foarte importantă de fotbalul nostru, când s-a înființat Centrul Sportiv Viitorul și când cei mai buni juniori din țară se antrenau acolo și care și ei au dat foarte mulți jucători echipelor naționale. Iar eu de acolo am luat niște jucători pentru echipa națională în momentul în care am devenit antrenor la echipa națională. Mă refer la Hagi, mă refer la Renic. Bine, Renic era din Hunedoara, dar când eu am devenit antrenor la Hunedoara, el juca la această echipă Viitorul. Era Balint acolo. În orice caz, Viitorul a dat jucători foarte buni. Bine, erau și cei mai talentați din țară. Deci cam asta a fost evoluția. Traian Enescu atunci m-a invitat la un meci. Merg aminte, am ajuns la 20 la Dinamo. Se întrerupsese campionatul pentru că echipa națională jucă un meci. Și Dinamo a făcut un meci la Pitești cu Dinamo Pitești. Deci, aripile, da. Dinamo aripile. Și m-a invitat și pe mine. Și am jucat în locul lui Pârcăla. Pârcăla ați marcat, la sigur. Națională. Ați marcat. N-am marcat. A, nu. Nu, dar a fost atât de impresionat, eram eu și doi jucători eram chemați, Achima, era un Achima extrem de talentat jucător la Jiu Petroșani,
și el a venit acolo. Dar pe urmă, între mine și el, m-a ales pe mine. Am făcut un meci senzațional și toată lumea semnea cine acel puști pe partea dreaptă, care seamănă cu Pârcălab. Mi-aduc aminte în ce condiții și cum am intrat prima dată pe poarta stadionului Dinamo. La Dinamo întâlnesem pe doi idoli ai cartierului nostru, era Ștefan, care între timp ajunsese antrenor, jucător la Dinamo, și era N2, Gică N, care și el era la Dinamo, dar tot din cartierul nostru. Când el apărea prin cartierul nostru, noi ne strângeam toți copiii și eram așa în urma lui, îl urmăream până acasă, știam când doarme, când mănâncă, ce face pe strada pe care el stătea, venea la părinți. Deci acest entuziasm al copilăriei ne-a purtat pe mulți dintre cei care mai târziu au obținut performanțe sportive spre vârf. Acest care a fost motivat. În mod de față, eu nu mai văd acest entuziasm, nu mai există. Pentru că, cum să spun eu, pentru noi exista doar fotbal. Acum, cu tot ce există în jurul copiilor noștri, cu internetul, cu lupta aceasta pentru supraviețuire intelectuală, lupta mai mult între părinți pentru a-și vedea copiii realizați, se uită de multe ori, de foarte multe ori se uită că sportul e o parte componentă a vieții noastre extrem de importantă. Știți ce sunt curios? Au urmat mulți ani cu trofee și titluri la Dinamo. De ce ați plecat la 31-32 de ani la Corvinu? După atâția au fost mai multe motive. În primul rând că simțisem că ajunsem la un nivel de la care nu mai puteam să crezi. Ultimul meci pe care l-am jucat la Dinamo era, nu mai știu exact anul, echipa națională a jucat un meci cu Iugoslavia și am câștigat 2-0, mi se pare că Dudu Georgescu a dat pentru calificări la campionatul mondial, cred că era. Iar eu, cu două zile înainte de meci, într-un antrenament la baza noastră la Snagovă, am făcut o ruptură musculară mea. Da, în final de antrenament, ne-a pus să șutăm la poartă, eram foarte epuizat. Am avut senzația când am tras că m-a lovit cineva cu o cărămidă, am și țipat, cine a dat cu piața, cine a dat cu piața. De fapt, se rupsesem și nu mai avusem până atunci o astfel de senzație. Și n-am făcut parte din acea echipă națională, a trebuit să întrerupt, m-am pregătit. Eram extrem de conștiincios din punctul ăsta de vedere cu recuperările. Și m-am recuperat destul de repede, vreo 3 săptămâni. A urmat un meci al lui Dinamo, eu eram extrem de iubit în perioada aceea, jucător la Dinamo. Mi-aduc aminte că după meciurile lui Dinamo, eu stăteam la zona sării palatului și suporterii lui Dinamo veneau în fața, și scandau și opreau circulația, era ceva incredibil. Lucru care s-a repetat și din momentul când am devenit antrenorul echipei naționale. Dar am simțit această dragoste a suporterilor pentru mine, în toată acea perioadă. Deci mă întorc la situație, mi-am revenit din acea ruptură musculară. Dinamo juca cu Crișul Oradea, un meci important. Era 0-0 la pauză. Eu prima parte a meciului, eram final de campionat, sfârșitul mai. În prima parte a meciului am stat pe bancă îmbrăcat civilă. Pentru că atunci ce se întâmpla, suporterii erau atât de pătimași încât cereau să intre pe teren unul din cei pe care iubeau. Astăzi nu mai există acest lucru pentru că jucătorii se schimbă de la an la an, dar pe vremea aceea jucătorii simbol rămâneau ani întregi, 10 ani, 12 ani, erau exact cum se întâmplă cu toții la Roma. La Roma, că nu poate nimeni să-l scoată. Cred că se va juca și la 45 de ani. Deci, la pauză m-am dus și m-am schimbat, că așa convenisem cu antrenorul, mi se pare că era Nelu Nunvaler, devenise antrenor, și m-am încălzit în spatele stadionului. Și când am apărut, stadionul era arhiplin, o vații incredibile, lumea s-a sculat în picioare, cu aplauze. Am intrat în teren, am și marcat, am câștigat 3-0, dar în minutul 75 am făcut recidivă. Am simțit că... Și am ieșit din nou după teren. Adică
s-au marcat cel trei și pe urmă am ieșit. Și din nou aplauze mari în picioare și am zis că acest moment nu se mai poate repeta și nu are rost să mai rămân. Asta a fost unul dintre motive și am luat hotărârea atunci să... Plecați în glorie de la Dinamo la Corvin. Da, am luat hotărârea să termin cu Dinamo. Dinamo mi-a propus în momentul acela să devin vicepreședinte al clubului. Pe semne, Nelu Nuweiler și el vrea să... Devină antrenor. Să, într-un fel, să scape de mine, pentru că avea nevoie ca orice antrenor să-și creeze propria lui echipă. Greu un antrenor tânăr cu... Intră ușor, este imposibil să nu intre în conflict cu jucătorul reprezentativ al echipei sau unul din jucătorii reprezentativi. Și eu mi-aduc aminte că în perioada aceea cât eram în convalescență, am fost trimis, se întâmplase și o altă problemă. Oamenii mai în vârstă și aduc aminte, aveam un vicepreședinte, colonelul Turtureanu, care s-a îmbolnăvit, a făcut cancer, și noi nu mai aveam un conducător la club. Și atunci mi s-a propus mie să devin conducător. Și am fost o perioadă foarte scurtă și vicepreședinte al clubului. Am fost în Olanda, am organizat un turneu de 4 jocuri pentru echipă. În perioada aceea am acompaniat echipa în meciuri în campionatul nostru, pentru că Dinamo se bătea pentru titlu. După care, refăcându-mă, am intrat pe teren. Deci am acumulat într-o perioadă foarte scurtă niște funcții importante, dar decizia mea a fost luată în momentul acela. La Hunedoara era Radu Nuweiler, eram foarte bun prieten cu el, era cel mai bun prieten al meu din lumea fotbalului. În afară era greu să-ți faci prieteni, pentru că noi eram tot timpul prinși de ceea ce aveam de făcut. El îmi spusese de Hunedoara ce loc deosebit, ce era un director Trotuș pe vremea aceea la Hunedoara, care susținea echipa combinată. Combinatul mergea senzațional, dar ei făcuseră o greșeală că și-au făcut o echipă numai de mercenari. N-aveau pe nimeni din mi se pare doar Remus Lulat, cred că era. Din zona, da. Din zona. În orice caz, m-am puterat să mă duc la Hunedoara. Al treilea lucru care, pentru că Radu Nuweiler, îl spun în special, al treilea lucru pentru care am luat această decizie a fost că între timp a fost cutremur acela, în primăvară, deci a fost în 77 atunci. Casa mea a fost dărâmată, apartamentul, noi nu aveam bani, banii erau foarte puțini, eram fusem și student până în momentul acela, nu eram plătit, nu aveam angajament, doar indemnizația de efort care luam de la club. Primele erau foarte mici, 200 de lei era o primă de meci, am câștigat campionatul și cupa în anul acela. Mi se pare că era ministru Bobu, ne-a dat 2000 de lei pentru și cupă și pentru campionat. Însemna nimic, 2000 de lei era un salariu. Da. Și atunci nu aveam posibilitatea, da, să... Să o las de la capăt aici. Atunci cei de la Hunedoara mi-au propus, cum în perioada aceea, după cutremur, veneau din toată țara grupe de muncitori, trimiși de instituțiile mari ale țării din toată zona, și fiecare avea o sarcină, să reabiliteze nu știu ce clădire. Nu. E, o astfel de trupă de la combinat, au dreptat-o și spre casa noastră, apartamentul nostru, ca să-l refacă. Era căzut. Știi povestea și cu Răzvan, că dacă era acasă putea să nu mai existe atunci. A fost cu tremur mare. Iar eu de acolo, dintre acea perioadă, deci imediat după cutremur, m-am mutat prin Floreasca în apartamentul lui Ion Moldovan, un jucător pe care a făcut de vână și antrenor mai târziu. Mi-a cedat el pentru o perioadă foarte scurtă, pentru o lună, să stau acolo. După care s-au făcut eforturi și s-au dat în folosință niște alte blocuri care, de-aia spun că cei care au venit din afara Bucureștiului să ajute la reconstrucția Bucureștiului, au făcut și acest lucru, au accelerat procesul de dare în folosință a unor blocuri. Și eu m-am mutat
la Obor, pe lângă Obor. Și, și eu și Sădmăreanu 2 și lui, casa în care se dărâmase. Și stăteam acolo la un bloc nou, în condiții destul de proaste, mi-am mutat lucrurile ce am putut să mut, în sfârșit. Toate acestea au contribuit la decizia de a pleca la Hunedoara. M-am dus atunci la secretarul Partidului Comunist, pe vremea aceea era... cum știa, Verdeț. Verdeț era, el fusese prim secretar foarte tânăr la Hunedoara, iubea Hunedoara și a intervenit și la Dinamo ca să mă lase. Și m-au lăsat, am plecat, am primit și niște bani de acolo, bani care mi-am băgat aminte pe vremea aceea, bani negri, cum considerați așa, dar cum sunt în București, nu existau așa ceva acolo, se putea, din premiile care le dădeau, eu știu, muncitorilor, inginerilor, da, da, da. Astea se luau o mică parte pentru sport. E, și cu acei bani am reușit să îmi refac apartamentul. Și am început activitatea la Hunedoara. La început terminasem facultate, aveam o calificare importantă pentru ei, pentru că m-au numit șeful serviciului de export, mi se pare. M-au dat un salariu foarte bun, 5.000 de lei pe vremea aceea, erau extraordinari. Nu prea aveam altceva, pentru că echipa nu juca prea bine, premii nu erau. Dar neavând ce face acolo, am început să mă ocup, neavând ce face. Mai studiam, citeam, aveam alte lucruri de făcut. Ne-am mutat cu toată familia, pentru că așa e normal să faci. Între timp, Radu Nunweiler a renunțat pentru a-și termina facultatea la București, EFSI, după care prin soția lui Manana și Mariana Simoionescu și Borg au plecat în Elveția, nu știu, nu s-au mai întors. Deci am pierdut în momentul acela un prieten foarte important. Eu am rămas în continuare acolo. Am început să mă ocup de copiii care se întâmplă, că în afară de antrenamentul care îl făceam cu echipa mare, făceam și cu copiii Hunedoare. După un an și ceva, Iliesavu, după un turneu în Israel, Iliesavu, care era antrenorul echipei, a fost la o parte, echipa era pe ultimul loc și mi-a fost încredințată mie, eram ca antrenor și jucător, ca om cu foarte multă experiență. Nu mai era timp să mai aducă un alt antrenor, deja se schimbaseră vreo trei antrenori toată perioada aceea. Și mi-am asumat acest responsabil. Din păcate, n-am reușit să salvăm echipa. Am pierdut un singur punct acasă cu Dinamo Pitești, un meci cu cântec, am dominat categoric, am dat de trei ori în bară. Într-o bară, spun un lucru incredibil, pentru că după acel meci m-am dus și am măsurat înălțimea barei și era 2,44, dar era cu tot cu bară. Că normal trebuie să fie 2,44 până la nivelul barei. Deci ghinion. Trei ori am tras în barea, până atunci, sigur că până nu am avut curiozitatea. În mod normal, un portar, de atunci, de fiecare dată, spun un portar, în România s-a întâmplat asta. S-a mai întâmplat și în Ucraina, când am jucat în cupă cu echipe mici. Spun portarului să ducă să vadă, să controleze măsoare. În Ucraina am avut această problemă, pentru că ce se întâmpla la o echipă divizia ce? În cupă sau de divizia B, meciuri grele de cupă, tot așa se acumulase pământ acolo și n-avea înălțime. Și în dimineața meciului am văzut imediat, am vorbit cu organizatorii, am adus oameni și au nivelat la nivelul porții ca să observa că înălțimea 2,44. Sunt lucruri mărunte, dar sunt extrem de importante. Detalii, pentru că lucrurile mari se fac lucrurile mărunte, cu detaliile, nu cu nu știu ce invenții deosebite.
Cum ați ajuns selecționer și dacă v-a fost greu să antrenați și la Corvinu și la Națională și apoi și la Dinamo și la Națională și dacă în ziua de astăzi s-ar mai putea face lucrul ăsta, pentru că știu că ați avut din Ucraina varianta aceasta, să fiți și la club și la echipa națională. Ce pământ, când... Sigur, după primul an, când îmi spun că am retrogradat și după ce am văzut că și Răzvană a vorbit despre lucrul acesta, am... ultimul meci am bătut pe Timișoara, 2-0 acasă, dar nu ne-am salvat. Între timp, acea faimoasă cooperativă de care se vorbea era făcută, erau alții, era satul mare. N-am putut să luăm niciun punct afară, dar echipa creștea. Era satul mare, mi se pare, era Buzău, în toate astea, Iașu cu Ianul, erau vreo Jiul, Petroșani, erau vreo patru echipe care vreau să... Mi s-a întâmplat și în Italia, în anul în care am retrogradat, am început foarte bine. Trec de la una la alta. Următoarea întrebare era perioada Italia, cum a fost ca antrenor. Nu, dar vreau să fac vedere că mi s-a întâmplat și în Italia, pentru că după primele patru etape, noi, în primul la Pisa. După primele două etape am câștigat la Bologna, am câștigat acasă 4-0, eram extraordinar. Dar echipele mari erau jos. Echipele mari nu își pot permite să retrograteze. Și au început o perioadă foarte grea pentru noi, special cu arbitraj. Același lucru s-a întâmplat și la Brescia. În primul an cu Brescia, acea Brescia romena, cum îi spuneau, am câștigat venit pe locul 2. Făcuse meci cu marea echipă a lui Juventus, a lui Trapattoni. Făcuse meci la Napoli, iarăși cu, mi se pare că jucam Maradona atunci, câștigasem și jucam și pe terenul neutru. Din momentul acela am avut 11 meciuri jucate în inferioritate numerică. Permanent era un jucător dat afară. Mă aduc aminte cu Milan, pe Răducioi l-a dat după 5 minute. Că el cum era atunci foarte bine, a zis o vorbă, nu știu ce, arbitru a dat un out împotriva noastră, a zis ceva spre arbitru de tușă, nici măcar nu știa bine ce spunea cu el, că era italiană, a semnalizat și l-a dat afară și am jucat 85 de minute în inferioritate numerică. Sigur că am pierdut meciul cu 2-1, mi se pare, 2-0 sau 2-1. Dar spun ce s-a întâmplat în anul acela, se întâmplă cam în toate campionatele, când echipele mari sunt la retrogradare. Se fac eforturi ca să le... cum pot să facă decât în detrimentul echipelor mici. Iar pe vremea aceea în Italia comanda Moggi. Era el cel care... Lucrurile s-au schimbat complet, pentru că s-a schimbat în primul rând la nivelul UEFA-i, la nivelul FIFA-i. Lucrurile acestea nu se mai pot întâmpla așa cum erau pe vremea aceea. Așa, mă întorc la Corvinu Hunedoara. Devenind antrenor, jucător la Corvinu Hunedoara, am avut și probleme mari cu federația. Numai că eu în acea perioadă eram bine apreciat, eram de către toate văzut bine. Și pasul acesta care l-am făcut spre Corvinu Hunedoara, spre un centru mucitoresc, a fost foarte bine apreciat din punct de vedere ca politic. Ca un curaj, politic, pentru că unul cu personalitatea, cu experiența mea, cu tot ce acumulase până acel moment, se duce într-un centru muncitoresc și ridică acea echipă. Iar echipa a început să se ridice. Am renunțat ușor-ușor la jucătorii din afară și am început să promovez jucătorii tineri din cadrul echipei. A devenit echipa cea mai... cu jucătorii locali cei mai mulți. Pe urmă m-am ocupat și de școala lor și am făcut o experiență extraordinară în acea perioadă. Aveam Corvinu Hunedoara, la momentul când eu am plecat, avea cei mai mulți studenți. Erau toți înscriși la Institutul de Subingineri de la Hunedoara. Îi obligam să facă lucrul acesta. I-am obligat să-și termine și cursurile serale. Mă duceam cu ei la școală. Îi supravegheam, câteodată la început îi și controlam dacă se ducea. Lucrul care de fapt l-am făcut și la Dinamo cu Răducioiu. De mai multe gândi, iarăși când am tânăr, ca să se termine, să facă și școala. Toate au condus la promovarea dumneavoastră către echipa națională. Așa, pe urmă nu. Rezultatele...
Am câștigat campionatul diviziei B cu cel mai mare număr de goluri. Între timp m-au chemat și la echipa națională ca antrenor secund, era tot Ștefan Kovaș, dar eram al treilea, al patrulea. Mi se cerea să vin la București, am refuzat categoric, am preferat să rămân să continui activitatea acolo. Și jucam și îmi făcea mare plăcere, dar în teren n-am fost niciodată capitan de echipă. Puneam totdeauna pe jucătorii mai tineri ca să crească. Țin minte că am fost chemat, în acea perioadă apăruse Mateanu cu sistemul lui de joc și impresiona pe toată lumea. Era un lucru pe care el l-acumulase în perioada când juca în Germania, în Berlinul de Vest. Eu, de asemenea, am început să fiu preocupat foarte mult de echipele mari din Europa. Am avut șansa ca la Hunedoara să am lângă mine pe Dan Cristea, care pe urmă a venit și el la Federație, iar el s-a ocupat de tot ceea ce însemna materiale sportive din lume. E greu de explicat toată experiența care m-a căpătat la Hunedoara ca antrenor și jucător. Cum îți spun, el avea și probleme cu securitatea, pentru că avea niște relații internaționale extraordinare, pentru că schimb de ziare. El le trimitea ceea ce ei căuta cel mai mult, mari colecționeri, ziar, de exemplu, albanez de sport. La noi apăreau, sau sovietski sport, la noi apăreau. El trimitea în Argentina, în Anglia, și cerea în schimb publicații sportive din țările respective, pe care mi le punea mie la dispoziție. Și în felul acesta, în perioada aceea, mi-am făcut o cultură internațională, fără să am posibilitatea să ajung la ele. Deci, televiziunea nu era, doar din aceste acumulări. Mă preocupa și echipa națională, veneam mereu de la Hunedoara când erau meciurile echipei naționale. Știu că trebuie să recunosc că m-a promovat foarte mult în această relație Ioan Chirilă. Mi-aduc aminte că înainte de meciul cu Elveția am luat masa cu... Mi se pare că de aici, la Crown Plaza, pe vremea cerului ăla, cu Ioan Chirilă și cu un ziarist elvețian. În ziua mea, o zi înainte meciului cu Elveția, când am pierdut cu 2-1 acasă. Și Ioan Chirilă, zice, vezi, el va fi următorul antrenor al echipei naționale. M-a prezentat. El este... În sfârșit, ar trebui să spun mai multe. Mi-aduc aminte că a venit Anglia la București și am luat masa cu Greenwood. Adică, cum îmi construiam, instinctiv îmi construiam o platformă internațională de relații. Atunci când am fost numit, deja eram pregătit, mental eram pregătit. Da. Eu știam că la asta, am și spus un articol care l-am făcut, un interviu care l-am dat când am ajuns la Hunedoara, am spus, e un pas înapoi pentru a face doi pași înainte după aceea să ajung la echipa. Am venit la Hunedoara pentru a ajunge la echipa, antrenorul echipei naționale, cam așa, și lucruri care s-a întâmplat. Țin minte că după acel meci mi-a dat dimineața când eram la antrenament, am primit un telefon. Pentru că eu imediat după meci am plecat, am luat mașina, am ajuns seara, am venit înapoi la Hunedoara. Am avut primul telefon la Federație, era Ion Alexandrescu și sigur a fost un lucru incredibil, acea pierderea calificării cu 0-0, mi se pare că a fost cu Ungaria sau nu știu câte Ungaria și 2-1 am pierdut cu ăștia. O explozie de nemulțumire și în țară și în fotbal și-au dat demisia imediat cei de la Federație. Mircea Sămăreanu, care era șeful sectorului, a plecat în Elveția și a rămas în Elveția, nu s-a mai întors.
Piștigova și-a dat și el demisia, Ion Alexandrescu după ce a plecat la Steaua, toată lumea și m-a invitat pe mine la București, imediat la București. Eu obțineam în perioada aceea rezultate extraordinare cu Corvinu, 6-7-0, 11-0, 7-1, în sfârșit cu o echipă foarte tânără. Cineva ne-a întrezărit în această Corvinu o eventuală posibilitate de a conduce echipa națională și a face același lucru, ca jucător tiner. Am fost chemat la București și mi s-a spus că pentru meciul cu... să-mi aleg un antrenor secund și pentru meciul cu... de la Berna cu Elveția, meciul retur, care nu mai conta, să conduc eu acel meci. Am fost așa puțin șocat. E adevărat că asta a fost determinat și de faptul că în acea toamnă echipa națională de juniori a luat locul 3 la campionatul mondial din Australia. Deci venea de spate. Eu dădusem 3 jucători acolo. Era Renic Andone și Gabor. Am vrut să mai dau încă 2 jucători, pe Alexa Portaru și încă unul. Dar la federație deci a fost înainte de meciul cu Elveția. M-au chemat la federație și m-au pus să fac o declarație că nu am pretenții de amânare de meciuri de campionat și că și am spus pentru mine mult mai important ca jucătorii mei să joace în acest turneu final, pentru că o prezență într-un astfel de turneu le deschide mintea pentru viitor. Deci ei vor fi cu siguranță candidați la echipa națională. Asta a fost înainte de meci cu Elveția. Deci toate lucrurile acestea au contribuit la posibilitatea că eu să preiau echipa națională. Am spus bine, preiau, nu renunț la antrenor și jucător. Preiau echipa națională pentru acest meci. Imediat m-am gândit la ce am de făcut. Mi-am dat seama că foarte mulți dintre jucătorii echipei naționale, după acea amărăciune a necalificării, nu mai vreau să mai vină. Și atunci trebuia într-un interval foarte scurt de o lună să fac ceva. Și atunci am organizat imediat un meci pe stadionul 23 august între echipa olimpicilor și echipa națională. În prima repriză, olimpici au jucat cu toată echipa și a fost 1-0. Eu am invitat și pe jucători mai și pe Dobrin l-am invitat. Și Balea ce a fost și mi se pare Dudu Georgescu. Deci Mircea Sandu. Deci ce am vrut să fac? Atât de mare aveam încredere în acei băieți tineri care creșteau, încât vreau să-i pun în fața publicului. Stadionul a fost arhiplin, 80.000 de spectatori, să poată compara. Prima repriză 1-0 pentru olimpici, repriza a doua am luat jucătorii de la olimpici, ai mei, de la Hunedoara, și i-am băgat în echipa națională. Deci și pe Renici, pe Anone și pe Gabor. Mi-aduc aminte că a fost la un moment dat, și repriza a doua s-a terminat cu 5-2, da. Iar la un moment dat a fost s-au certat pe o minge pentru o lovitură liberă, Balaș cu Gabor. Deci era Balaș care vrea el să mă arive, Gabor care vrea, el venise, știți, cu gheata de aur, cu gheata de aur și cu balonul de aur și gol marcat din corner și o mulțime de lucruri. S-a terminat 5-2. N-a fost de ajuns pentru mine lucrul acesta și am mai convocat odată, nu în echipa națională, sigur că în echipa națională și a dus să-ți și pe Klein, am mai organizat o altă partidă, echipa națională cu noi jucători, data aceasta am lăsat în afară jucătorii mai vechi, care într-o confruntare cu cei tineri au pierdut, nu ca experiență, dar ca potențial fizic în joc. Am restructurat din nou echipa și am jucat cu selecționata Bucureștiului. Și în selecționata cea mai bună. Selecționata Bucureștiului a jucat și Dinu, și juca Cazan, juca jucătorii de la Sportul de Sez, la Dinamo, la Steaua. Adică m-a ajutat și Federația în ce sensă. Din nou stadionul arhiplin.
și noi am câștigat noi cu 2-0, tipa asta în care erau mai mult provinciali. Pentru că în acea perioadă era o dispută, Dinamo, Steaua, Craiova și echipa națională era cam neglijată. Pe urmă, sigur, ar trebui să spun exact cum am gândit mai departe lucrul ăsta. În orice caz, mi-am făcut o echipă pentru meciul de la Berna, 30 noiembrie. Am aflat că stadionul înghețat. Am vorbit cu un fost coleg al meu de facultate care lucra la Viena, la secția comercială. L-am rugat să-mi cumpere niște crampoane. Pe vremea aceea erau crampoane de piele cu ținte. Și pentru că și era foarte important. Și bineînțeles, cu ăla, cum se spunea, pielea se consuma și rămâneau țintele. Și de-aia toată lumea se mâmbina cum de stăteam noi pe teren la acel meci, că era fost înghețat terenul. Am făcut 0-0, mi-am aminte, meciul a rămas și în istorie cu Bălini, care a intrat în ultimul minut ca să bată un corner. Revenise și el la echipa națională după 2 ani de zile. După aceea, când mi s-a cerut să aleg un antrenor secund, l-am luat pe Mircea Rădulescu, care era în București și care lucra la IEFS și fusese coleg de club cu mine la Poli București, pe bine aceasta, sau pe urmă Politehnica București. Și v-a mai ajutat? Și el a fost cu el, m-a ajutat foarte tare și el, în sfârșit, ar trebui să... Nu, e mult mai... Da, e complicat și sunt atât de multe lucruri interesante. Am reținut cum ați ajuns selecționer. Mai sărim etapele, care ar fi prea repede. Perioada Italia ne-am lămurit, a fost după vreau aceea. Să spun că înainte de când am preluat Hunedoara, am avut o mare opoziție. Era membru al Biroului Federal, că întrerupsese. Era membru al Biroului Federal și Consiliul Național pentru Educație Fizică. Eu mai era dintre sportivi, eram eu și era Nadia Comăneci. Și în rest erau șef de federații. Atunci s-a făcut o ședință a Biroului Federal, cum dusă de Mircea Angelescu, în care Titeașcă a făcut scandal. Că este imposibil să fie cineva și Titeașcă și Ștefan Covaș. Am zis că nu se poate să fie antrenor jucător. Și am zis, doamne, eu nu sunt antrenor jucător, eu sunt doar jucător. Nu iau nimic, și într-adevăr, nu luam absolut nimic ca antrenor, nu luam niciun fel de bani, niciun fel de tribuție, eram doar ca jucător. Eu sunt antrenor și jucător, dar i-am spus la Titeașcă, dar ca să vedeți că se poate, peste 3 zile jucăm la Hunedoara. 7-0 am câștigat și Galațiu era în perioada aceea una dintre cele mai bune echipe ale lui, venise Titeașcă, în sfârșit. Am câștigat 7-0 cu acești puști ai Hunedoara, că echipa crescuse între timp. Deci am avut și o poziție mare. Nu mai vreau să mă întorc la ele, pentru că n-are niciun rost. Ați antrenat la club în Italia, v-ați întors la Rapid, se știe, ați câștigat titlul ca Rapid, apoi a venit oferta de la Inter, o mare onoare, și dacă a fost greu să controlați un vestiar cu atâtea vedete, și sunt curios cum A fost foarte greu, pentru că m-am dus în decembrie. În decembrie nu era echipa mea, nu erau jucătorii mei, nu făcusem pregătire cu ei, nu aveam idei cu totul diferite de cele ale predecesorului meu, Simoni. Acest Simoni n-a fost prea corect și asta Moratti s-a supărat foarte tare, pentru că continua să aibă contact cu jucătorii, suna pe jucători tot timpul, nu? Se intereseze cum e. E adevărat că Moratti l-a scos într-un moment neprielnic, chiar pentru că cu o săptămână înainte luase panchina d'oro, se numea. Deci trofeul cel mai important pentru un antrenor italian la Coverciano i s-a dat, la reuniunea antrenorilor s-a dat acest trofeu, iar după o săptămână Moratti l-a schimbat. Era nemulțumit de joc. Sigur, impactul cu mine și prezența mea acolo m-a ajutat puțin și Pirlo, care era la Inter, da. Și mă cunoștea de la Brescia. Am început extraordinar de bine, 25 de goluri pe San Siro în 5 meciuri, era 5 goluri pe... Din păcate, pentru noi am avut ghinionul ca să se accidenteze Ronaldo, ca să se accidenteze Simeone, să se accidenteze Zamorano, într-o perioadă foarte scurtă.
Adică aminte că și lor, cum spuneam, lucrurile mici fac rezultatele mari. Am avut probleme la un meci cu Parma, când penalti, tot așa, nu erau atenți jucătorii, jucau cu ghete și cu crampoane de pentru teren uscat și de vară. La penalti a alunecat, se pare că Baggio, cândva, a alunecat acolo și am pierdut meciul cu 1-0 și de atunci ne-am dus în jos. În orice caz, nu era simplu, mai ales aș putea spune, țineam foarte mult la Ronaldo, un jucător fantastic pe teren, făcea niște lucruri că n-am mai văzut nici altul. De exemplu, lua pe West, eu făceam foarte mult unul contra unul, lua pe West și numai din fente îl curca. Toată lumea bârdea. Dar nu-i plăcea să se antreneze, se antrena puțin sau își chema propriului preparator atletic, mai prin nisip, îi plăcea să stea pe bicicletă, îi plăcea și viața și în general mai întârzia prin discoteci, dar ca talent fenomenal. Relația mea a fost foarte bună cu el, că el mi-aducea, făceam schimb. Eu aveam un prieten în Sicilia care îmi trimitea portocale așa mari, extraordinare, el îmi aducea Braga Mashop, că când fusesem în Brazilia, mi-a plăcut berea, nu beam, dar de braziliană asta, Braga Mashop, și el mi-a aducea câte o lediță de Braga Mashop să am acasă. Relația a fost foarte bună cu el. Problema în cabină a fost o dispută de grup între argentinieni și brazilieni. Și mai ales între agenților. Era un agent care avea jucătorii brazilieni și ceilalți care era o luptă destul de mare, adică de întâietate. Și eram puțin la mijloc, dar altfel a fost o perioadă foarte bine, m-a ajutat enorm pentru că trecerea mea prin Internațional Milano a lăsat urme în CV-ul meu și mai ales în faptul că pe urmă Galatasaray, când m-a chemat, și pentru faptul că trecusem prin Internațional Milano, că nu mai eram... Dar până la urmă tot ceea ce m-a salvat în toate acestea au fost discuțiile mele premergătoare angajamentului. Cu Moratti, când m-a luat de aici, mi-aduc aminte de o fază, am jucat cu Rapidul ultimul meci la Sato Mare și am făcut 1-1 pe un teren imposibil, era în luna noiembrie, sfârșitul lunii noiembrie, în avionul care ne-am întors, George Copos tot striga pe acolo tare, gata, mi-am găsit antrenor, el nu știa că eu a doua zi am și plecat la Inter, nu știa nimeni, am fost invitat, el zicea asta. Adică că vă schimbă, zicea că vă schimbă. Da. Și am plecat, m-au așteptat pe pistă, nu cu mașina, Mazzola, m-a dus la el acasă, la Moratti acasă, a stat de vorbă cu mine să-mi cunoască ideile. De fapt, înainte de asta mă prezentase printr-un video Adriano Bacconi, care a explicat toată perioada mea de la Brescia, modul în care jucam, antrenam, ce ceream de la jucător, organizarea jocului, toate astea. Am avut discuția cu Moratti, după acea discuție Moratti imediat a luat hotărârea să semnez contractul. Eu cu internaționale am mai avut contacte în perioada când eram la Brescia, când Pellegrini era președintelui Inter și de câte 4-5 ori am fost invitat la el acasă, tot așa noaptea, și vrea să mă ia. Între timp, Corion n-a vrut să mă lase, niciun fel, a cerut și o sumă foarte mare de bani pentru a mă lăsa. Pellegrini nu putea să-l scoate atunci pe Bianca, care era antrenor. În ianuarie, când l-a schimbat și m-a cerut pe mine, Corion, cum spuneam, între timp am semnat Corion pe un contract cu 5 ani, nu m-a lăsat, dar Pellegrini m-a recomandat lui Moratti. Jucând un meci Brescia cu Inter, el m-a recomandat lui Moratti. Moratti m-a chemat cu echipa ăștia, cu jucătorii tineri, era Baroni, era Pirlo, era o echipă tânără și am făcut 0-0 cu Inter
la Piano Gentile și atunci m-a cunoscut ca antrenor. Da. Și a rămas cu această impresie, după care când a venit momentul, s-a interesat și m-a invitat la Internaționale Milano. Din păcate, cum spuneam, n-am avut această... Și eu am fost destul de slab în toate astea, impresionat puțin de tot ceea ce însemna Inter și jucătorii lui Inter, chiar dacă era destul de mare debandată acolo, de faptul că eram un antrenor român, străin, din Est, iar presa era foarte apropiată de fostul antrenor și mă atacau tot timpul. Asta m-a determinat să, după meciul cu 1-1 cu Manchester United, am pierdut acolo 2-0, dar destul de complicat, am marcat gol valabil, am avut penalti, iar aici am condus 1-0 și a avut Zelias de la 6 metri să marcheze, marca, făcea 2-0. Și ați plecat. Din momentul acela am decis, mai ales că Ronaldo l-am schimbat, pentru că nu se antrena de o lună și ceva, el vrea să joace fără să se antreneze. L-am schimbat acel meci, a intrat Vento la care a și marcat, iar el a plecat direct la cabine și de acolo a plecat la aeroport. Am întrebat ce-i cu el, jucam un meci cu Sampdoria, păi a zis, a vorbit cu președintele că mama e bolnavă și se duce acasă. Fără acordul meu, fără nimic. Și atunci am luat hăturile să plec. Am mai stat pe bancă și la meciul cu Sampdoria și am pierdut 4-0. Eliminarea lui Zamora a fost decisivă. Mi-a aminte că antrenorul de acum, de al lui Milan, cum îl cheamă? Era Nu, antrenorul Mihai. Acum al lui Milan. Da. Asta care a fost la Fiorentina. Am un lapsus, în sfârșit. El mi-a marcat două goluri. Poro mi-am răzbunat pe el că după meciul care l-am câștigat noi cu Shakhtar la... Montella. După meciul care l-am jucat noi cu Shakhtar împotriva lui Roma, la Roma am câștigat 3-2, l-a schimbat pe Ranieri și a venit Montella. Primului meci a fost împotriva noastră, am câștigat 3-0 noi pe la... Se învârte roata, știi. Și uite cum vede amintirile. 4. În sfârșit, atunci în martie, după meciul cu asta, am decis să te plec. Morati era la New York, am spus că nu pot să continu. Sunt 10 jucători fără contract, toți vor să joace, toți că creează probleme, eu nu mă retrag. El a luat hotărârea să mă plătească totuși până la sfârșit. Deci nu e adevărat nimic din faptul că m-a dat apoi, lumea mea a insistat să rămân, să duc până la sfârșit. Asta am zis că nu, în condiția asta, dacă eu nu plec, nu o să vă dați seama ce jucători aveți în momentul ăla. A apărut în presă chestia cu Lippi, pentru că îl scosese chiar înainte de meciul cu... Manchester. Cu Manchester, îl scosese după o înfrângere cu Parma acasă cu Ancelotti. Îl scosese și toate presa, timp de două zile nici nu mai se ocupa de noi, Lippi, noul antrenor al lui Inter, pentru că aveam contract doar până în vară. Deci era gros. Și atunci eu am luat hotărârea să anticipez toate astea și să plec. El a fost corect, m-a spus că mi-a plăcut până în ianuarie și am cerut voie să revin să antrenez Rapidul. Și atunci am revenit la Rapid. A doua oară la Rapid. Rapidul era pe locul 2, Pieruse era la 3 puncte în spate. Mi-aduc aminte că cei de la televiziune s-au suit sus pe Teatru Julești să mă vadă că antrenez, vadă ce se întâmplă. În orice caz, noi am revenit și am câștigat campionatul cu Rapidul și a fost un lucru extraordinar. După care 4 ani în Turcia, Galata, Beşiktaş cu nenumărate trofee. Cum de-ați putut să antrenați în Turcia două echipe rivale una după alta și dacă v-ați simțit la fel de bine la ambele? Da, de cu ultima, m-am simțit la fel de bine la ambele. Dar vreau să spun că și acolo... Nu v-a fost ușor.
Nu, problema e că Galatasaray fusese refuzată de mai mulți antrenori, pentru că după ce au câștigat de 5 ori campionatul la rând, nu prea îndrăznea, și mai se câștiga și Cupa UEFA, nu prea îndrăzneau antrenori să mai ducă. Eu am luat hotărârea să mă duc, tot așa am fost, datorită lui Becali, s-a organizat o întâlnire cu, da, lui Giovanni, s-a întâlnit o întâlnire cu vicepreședintele lui Galatasaray, ei erau disperați că nu găseau un antrenor. Întâlnirea s-a desfășurat la Intercontinental. Vreau să punctez ce am spus, că totdeauna am fost angajat în urma discuției personale, că n-am avut-o direct cu conducătorul. Am discutat cu Alidi Rustă și era Mehmet Razlikin, și în urma discuției mi-a dat mâna și a zis, în regulă. Ești noul antrenor al nostru. Același lucru mi s-a întâmplat și cu Corioni, același lucru mi s-a întâmplat și cu Morati, același lucru s-a întâmplat și cu... Urmează cu Akhmetov. Cu Akhmetov și cu Miller, șeful Gazpromului. El am avut o discuție de 20 de minute, doar eu față în față cu el. Și mi-am expus ce pot să fac. Deci, convingerea personală. Nu, nimeni altcineva n-a influențat angajarea mea. Deci a fost Galata? A fost la Galata, cum îți spuneam, după ce în campionatul Turciei lucrurile sunt dificile, pentru că președinții sunt aleși în urma unor congrese. Singurul președintele lui Fenerbahce, da, la congres este ales, dar pe el nu-l poate schimba, pentru că el a investit atât de mulți bani, încât indiferent ce președinte vine, nu poate să-i dea bani înapoi. Dar la celelalte se face congres. La unul din congrese, după al doilea an, a fost ales Gianai Dână, care a promis că vine înapoi cu Fatih Terim. Fatih Terim, care rămăsese o figură a fotbalului turc și în specialul lui Galatasaray, după ce a câștigat Cupa UEFA. Chiar dacă eu am câștigat campionatul, la luare hotărârea să se desparte. Eu mai aveam 2 ani de contract, am dat mâna, am zis eu încep să cum, n-am cerut absolut nimic, o să încep să lucrez. Între timp, imediat cum a aflat Serdar Bilghili, președintele lui Beşiktaş, că sunt liber, m-a chemat. Am fost la o întâlnire cu el și mi-a spus, fuse înaintea mea daum, și a zis, uite, noi ne despărțim, daum, dacă vrei să vei. I-a zis, eu nu pot, eu am fost invitat în Turcia de Galatasaray. Cereți aprobarea, dar am făcut-o special, cereți aprobarea președintelui de Galatasaray ca eu să pot să devin. Incredibil. În fața mea a luat telefonul, l-a chemat pe Cinaidin, e cu mine Mircea Lucescu, noi am vrea să luăm antrenor. El spune că vrea să aibă aprobarea lui Galatasaray. Le-ați dat o palmă. Astea, da. El a zis, da, niciun fel de probleme. Puteți să luați. Și i-ați bătut și le-ați luat campionatul cu Beşiktaş. Și am bătut și acasă și afară. Da. Și asta a fost sigur. Sunt mult mai multe lucruri care nu încap nici în emisiunea 12 ta, ani de... nici într-o carte de fotbal scris. A venit cu privatul Akhmetov la Istanbul, în ce știm noi, 12 ani de glorie la Shakhtyor, după a urmat cei mai frumoși, și care trofeu vă e cel mai drag? Toate sunt dragi. Pentru toate trebuie să depui mult suflet, foarte mult. Suferință de multe ori. Foarte, chiar că pe final foarte, a fost suferință, în Ucraina. General, în toate sunt. Dacă ar fi atât de simplu să câștigi un titlu, toată lumea ar putea să facă. Este lucrul cel mai greu. Ca să fii numărul 1 și la categoria 6, pentru că în campionatul, nu știu, de copii, de junior, și de ce luptă, ce bătaie pentru a fi un... Trebuie foarte multă pasiune, trebuie foarte... un bagaj de cunoștință care se permite să poți controla totul. Foarte multă atenție în absolut toate elementele care pot concura la obținerea unei victorii. Să înlănțui victoriile, pentru că o victorie este importantă dacă duci o altă victorie.
și doar când aduci o altă victorie, atunci poți să te gândești și la titlu. De aceea, absolut toate titlurile sunt, au fost extrem de muncite, de gândite, de pregătite pentru a ce. Sigur, n-aș fi putut face lucrul acesta dacă n-aș fi avut în jurul meu oameni pe care pot să spun că eu i-am influențat, adică am fost eu acela care am capacitat pe cei din jurul meu pentru performanță. 12 ani la Shakhtyor. 12 ani la Shakhtyor pe care nu îi regret absolut deloc, pentru că au fost momente de mare satisfacție și cred că am lăsat ceva în tot fotbalul ucrainean, pentru că atunci când am adus eu la Shakhtyor, toată lumea juca cu modelul Lobanovski, marca strict cu libero în spatele lor, cu o pregătire fizică dusă la extrem, foarte multe lucruri. Deci nu... Și ei recunosc, pot să spun că și ei recunosc. E o întreagă istorie și acolo. Știm, nu, povestea nu vreau, Shakhtyor este lungă, da. Nu, și nici nu vreau în momentul de față să aduc la suprafață dar lucruri. Dar noi știm cum ați nu... câștigat. Și deci, da. De ce dintre atâtea oferte pe care le-ați avut, ați ales Zenit? Rusia e un campionat mai puternic, altceva față de ce aveți în Ucraina, unde vă băteați doar cu Dinamo Kiev și uneori cu Dniepră? Acum nu mai există nimeni, acum e un campion de copii acolo. Da, toate știm. Echipele, da. Toate echipele ucrainene, în momentul de față, nu mai au niciun fel de posibilități. A mai rămas această rivalitate Dinamo Kiev și Shakhtyor, mai mult pentru participarea în Champions League, care aduce bani. Atât tot. În rest, celelalte nici nu există, ca atare nu există. Mai există Zarea pentru că sunt 5-6 jucători care s-au pregătit cu mine toată perioada aceasta și care acum sunt titular la Zarea și au un antrenor foarte bun, Verni Dub, și care el mai ține în viață concurența între cele două echipe. Era momentul de a pleca spre un alt campionat, pentru că eu fără competiție nu pot. Și aici aveți, mă văd în stare. Spartak, CSKA, aici e o competiție senzațională. Toate Fece Rostov. Și cele, dacă vă uitați doar antrenorii care sunt în momentul de față în Rusia, veți rămâne surprins. De ce fel de antrenor, ce nivel de pregătire, ce nivel de cunoștințe, ce curriculum au. De aceea, în afară de asta, nu toate echipele au jucători străini foarte buni, stadioanele sunt în general pline, există un entuziasm destul de mare. Zenit va inaugura anul viitor un stadion, poate că ar fi și peste stadionul din Donetsk, pe care eu îl consideram cel mai funcțional și cel mai fotbalistic stadion din lume. Care s-a făcut praf. Nu. Nu. Deci acolo dedesubt l-au salvat, prin ajutoarele umanitare care sunt depozitate acolo și de acolo pleacă spre bătrâni și spre copii. Am ales un alt campionat. Am vrut să cum să spunem, demonstrez mie însumi că încă pot fi un antrenor de fotbal. Pentru că știi, există pericol ca după o perioadă foarte lungă să intri într-o rutină care poate să fie păgubitoare. Dar, pentru că toată lumea te consideră omul care trebuie să ia decizii. Eu președintele nu-l mai aveam, în 2 ani de zile l-am văzut de 2 ori sau de 3 ori, nu mai aveam niciun fel de cunoaie, trebuia să mă ocup de absolut tot. Iar pe semne că și relația cu clubul, nu mai era. Ei lăsau să fac cam să fac tot ceea ce se putea face. Uite, schimbarea mea imediat a dus la un reveniment acolo, s-au apucat să fac până la punct terenul ăla pe care ne antrenam, care nu mai începuse să nu mai fie la nivelul unei echipe cu pretenții, pentru că pretențiile față de Shakhtyor rămăsese aceleași, trebuia să fim aceeași echipă puternică în Europa. Anul trecut pierdusem, în 2 ani de zile n-am mai transferat niciun jucător,
șansa a fost că eu am construit totdeauna în spatele primei linii de atacanți altă linie, cam trei linii. Puteam să pierd o linie, era a doua pregătită, era a treia pregătită. Nu întâmplător, ultimii doi ani s-au vândut jucători de peste 250-300 de milioane. Care joacă adică la echipe de top. Și joacă la echipe de top. City, Manchester United. Dacă le iei pe Fernandinho, William și Mkhitaryan, care sunt unul la Chelsea, unul la Manchester United, unul la Manchester City, s-au luat atunci 157 milioane, 110 milioane pe ei trei. Dacă ei anul trecut, cei care au plecat, Teixeira, Douglas, Adriano, Bayer. Deci și Bayer München, și da. Bayer și Teixeira sunt alți, da. 100 și ceva de milioane. Deci plus pe participarea 12 ani în Champions League an de an sunt, deci eu cred, eu consider că prezența mea la Shakhtar n-a fost doar o prezență doar pur sportivă și care a dus la câștigarea titlurilor, ceva. A fost și o prezență care, din punct de vedere al succesului financiar, a fost extrem de importantă. Și acum la Zenit, când alți antrenori încep cu campania cu plus 200 de milioane, cumpărând jucători. Dar n-ați transferat ați vândut decât. Păi noi am vândut de 90 de milioane și am cumpărat de 10 milioane maximum. Deci deja un câștig de 70-80 de milioane din plecare au fost. Deci pentru că eu, cum să spun, poate și asta m-a ajutat să am succes. În primul rând, eu am fost foarte legat de cluburi. Pentru mine cel mai lucrul cel mai rușinos în fotbal este falimentul. Este. Nu retrogradarea, nu falimentul. Asta este când un club, și mă uitam la cluburile noastre, în România sunt multe. Când cluburile noastre, branduri importante, cu istorie, Petrolul, cu Cluj, tradiție, toate dispar într-o indiferență generală, mie îmi vine să plâng. Nu se poate, sunt om de fotbal. De aceea eu am susținut totdeauna și toate relațiile mele au fost extraordinare cu președinții de club. Pentru că nu i-am pus în situația să-i, cum să spun eu, să-i oblig să cumpere, să fac declarații pe care suporterii să le transfere asupra responsabilității președinților. Nu, totdeauna am spus nu. Se poate vinde absolut orice jucător. Depinde de noi care suntem acolo. Să îl înlocuim, să creștem altceva, să facem ceva. De aceea, cred că succesul meu ca antrenor a fost, din acest punct de vedere, sigur, titlurile sunt importante toate, succesul meu ca antrenor a fost acela de a ajuta enorm de mult cluburile care am activat. La Galatasaray, când m-am dus, aveau 150 de milioane datorii. Cu mine au ajuns la aproape 15-20 de milioane. Au plecat 14 jucători, atunci, în perioada aia foarte scurtă, ne-am calificat în Champions League de fiecare dată, au vândut drepturile de imagine a EGO-ului și au recuperat. Același lucru s-a întâmplat și cu Beşiktaş. Beşiktaş la fel. Prezența mea, n-am cumpărat niciun jucător de valoare. Jucători de atunci. Și acum și Zenit, ați lăsat să plece Hulk și... Am plecat să plece, nu? Garai... Și să vă spun o curiozitate, a plecat Hulk, care marca multe goluri. În clipa de față, în Europa, Zenit este echipa cu cele mai multe goluri marcate. Da, avem câteva recorduri. Cred că am rămas prin primele doar două echipe neînvinse în tot... Sunt 13 meciuri, niciun competiție. Da. Și asta și să dea Dumnezeu să fie în continuare așa. Ați ajuns pe primul loc după victoria cu Spartak, la egalitate de puncte acolo, da. Cu mai multe lucruri care sunt importante. Bun. Vă gândiți la Europa League? Nu, la titlu? Nu, în Rusia? Nu. Ne luptăm pentru titlu, dar nu... Nu ăsta e scopul meu. Fiecare meci e foarte important. Ce a fost greu acolo a fost să schimb un mod de a gândi fotbal cu un alt mod. Erau obișnuiți cu organizare defensivă și mingea lungă. Hulk pierdea 25 de mingi pe meci, dar una
să-l transforma în gol sau dădea o pasă de gol. Cam același fapt. A trebuit să schimbăm complet. Le-am și spus, fără Hulk și fără Dani. Iar și Dani de la fel de important. Noi trebuie să jucăm azi. Voi trebuie să preluați toată responsabilitatea. Voi toți să aveți această responsabilitate a înscrierii de gol. Iar eu vă voi ajuta să transformăm un joc, vom face un astfel de joc încât nimeni să nu vă poată domina și iar noi să avem satisfacția golului tău. Cum vedeți Liga Campionilor anul ăsta? Între cine se dă lupta? Sunt mai multe echipe. Nu mai e o echipă care... Văd că au început să piardă cam toate teren. Depinde, la ora Manchester United, timpul e în favoarea lui Guardiola. Văd că sunt probleme și la Barcelona. Barcelona fără Messi nu e aceeași echipă. Ei așteaptă pe Messi. Toată problema e că să nu piardă prea multe puncte fără el. La Real Madrid sunt probleme pentru că eu sunt convins că Ronaldo încearcă să-și facă un alt transfer important la o altă echipă, ultimul transfer. Sunt convins joacă pentru el? Și joacă pentru el în sensul ăsta. Dar tot Bayern, acolo, nu? Bayern da. va fi echipa care va pune probleme, dar nu se știe, în meciuri tur-retur, se poate întâmpla orice când echipele sunt la același nivel. Când echipele sunt la același nu poți să spui că una e favorită și cealaltă e mai. Aveți multă experiență, ați fost la cosfătuirea antrenorilor. De ce vă place Guardiola mai mult decât Mourinho? Pentru că este arogant? Nu, drag, în niciun caz. Dar mie îmi place și Mourinho, e un băiat extraordinar atunci când stai de vorbă. Nu știu cine a... Jocul lui este diferit de ceea ce eu vreau. Eu ca structură, nu... Am o altă tip de înțelegere a fotbalului. La mine fotbal ofensiv, așa a fost totdeauna. Se vede. La toate echipele la care am fost, echipele mele au marcat cele mai multe goluri. Eram la Hunedoara și eu ajunsesem la 90 și ceva de goluri. Da, mi se pare că în anul acela le-am fixat. Când am intrat în divizia B, aveam deja destule puncte avans, am fixat numărul de goluri. Am pus la noi următorul prag de atins este goluri să atingem dat numărul de goluri. Cu în divizia la fel era Craiova și noi am fost al doilea imediat după ei, dar eram cu o echipă de copii. Pe unde? La Brescia totdeauna, la Galatasaray, la Brescia, peste tot. Vă place mai mult stilul ofensiv de construirea jocului, pentru că atunci când construiești jocul, ești obligat să ai niște cum să spun, niște trăsături de joc pe care la mine sunt foarte clare, se pleacă de la acest lucru. La mine eu nu pot să suport să faci un joc fără să construiești jocul. De aceea, indiferent cum îl dumne de plec. De aceea vă place foarte... Guardiola mai mult decât poate, nu? Poate ca stil. Nu, el decât... poate ca băiat să știi de toate pare Mourinho mai arogant, dar nu este mai arogant. Mai arogant este Pep. Guardiola, mai ales atunci când este pe teren, e nebune, adică se reține. Deci o aroganță profesională. Când altul, doar imaginea dă această impresie. Dar sunt doi antrenori foarte buni și sunt doi prieteni. Amândoi. Vă așteptați ca Simeone, fostul dumneavoastră elev, să ajungă atât de mare ca antrenor, nu știu, vedeți calitățile? Da, mă așteptam și pe semne că el va reuși anul acesta să câștige campionatul Spaniei. Un băiat extrem de inteligent, n-a fost un mare talent fotbalistic, dar a rezistat în fotbal de mare performanță, în primul rând cu temperamentul lui și cu inteligența lui. Și foarte disciplinat. El ca persoană este extrem de disciplinat, ceea ce se vede și în jocul echipei lui. Nu este nici el un mare producător de spectacol. Este și el, pentru că vine dintr-un campionat, cum e cel italian, tacticizat la maxim. Aveți un top 3 al fotbalistului care ați rămas apropiat, care vă mai sună? Ați avut multe vedete prin mână, așa? În general, când eu mă despart de o echipă, încerc să tai complet, să mă desprind total, pentru că nu vreau să dau... Am avut această
experiență negativă la Inter cu Simoni și nu vreau să dau jucătorilor alibi vis-a-vis de antrenorul lor. O fac din respect pentru antrenorul care rămâne în locul meu și care el trebuie să facă tot ce e posibil să-și atragă jucătorii de partea lui. Și ca să-și atragă de partea lui trebuie să rupă și legătura jucătorilor cu fostul lor antrenor. Dacă îmi dau un telefon, vă felicite de ziua mea sau eu știu, dacă eu am ceva transmit cu o altă persoană, niciodată nu vă de. Ăștia vorbesc de echipele care le las. De ceilalți jucători sunt într-o relație permanentă cu jucătorii mei din... De fiecare dată ei, Mkhitaryan, cel mai tare, Fernandinho, Adriano, Teixeira, toți ei... Și recunosc că acum, pentru că știi când își dau seama mult mai târziu, când încep și ei se apropie de o carieră de antrenor și își dau seama cât de greu este și ce înseamnă în viața lor un antrenor care le-a direcționat viața. Pentru că astăzi am vorbit fix de ce înseamnă să fie antrenor și selecționer, vă întreb dacă ați fost surprins că România a pus selecționer străin și cum trebuie tratat Daum, mai ales că mi-a spus în interviu că ați venit la Beşiktaş după el, deci cât de cât așa puțin poate cunoașteți. Eu nu pot să fac niciun fel de apreciere, dar orice antrenor trebuie să fie respectat. Absolut orice. A fost angajat din momentul acela. Dacă până momentul angajării poate să fie o mulțime de critici sau nemulțumiri din partea celor din jurul fotbalului, din momentul în care a fost acceptat trebuie să fim toți alături de el, pentru că el este cel care organizează și are responsabilitatea rezultatului pentru noi toți. Dacă îl ținem sub un val de presiune, de critici, ne facem noi înșine rău. De aceea sunt absolut de acord cu prezența lui aici. Trebuie susținut până în momentul în care are șansa de calificat, după care sigur că se va trage o linie și se va vedea care ceea ce a reușit din punctul ăsta de vedere. Deci nu trebuie susținut. Că sunt sau nu sunt de acord, trebuie susținut. Că sunt sau nu sunt de acord, nu sunt eu cel care ia decizie. Sunt oameni care și-au asumat această răspundere și o duc până la capăt. Ando la Dinamo? Dinamo a stat în umbră atâția ani, poate să revină acum? Sau? Nu știu, nu cunosc situația de la Dinamo, nu cunosc ce jucători are la dispoziție. Știu că Andone este un antrenor extrem de serios și un om extrem de serios. E un băiat la care țin foarte mult, pentru relația mea cea mai bună cu foștii jucători ai Corvinului este reprezentată de el. El este, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă a ales cel mai bine el. Poate că n-ar fi trebuit să se angajeze într-o astfel de situație, pentru că prezența lui cere imediat câștigarea titlului. Nu știu în ce măsură clubul este pregătit să facă lucrul ăsta. În încheiere, dacă, nu știu, va dezamăgi puțin prestația României la Euro, haideți să nu nici despre asta nu vreau să discut. Știți că l-a fost acuzat Iordănescu și știu că l-a spus din partea antrenorilor și de aceea vă întreb dacă... Nu știu, pentru că nici n-am văzut meciurile. Să spun sincer, am o perioadă de pregătire, meciurile nu am dat. Cred că am văzut doar primul meci. Cu Franța. 1-1 cu Franța. Da, ăla l-am văzut. Până de aceea n-am văzut. Sigur că sunt convins că s-au făcut greșeli. Sunt convins că, în primul rând, nu a fost, dar nu numai de el, ci de opinia publică. Nu a fost bine apreciată echipa Albaniei, care este o echipă extrem de puternică, cu jucători care joacă toate campionatele Europei. Și asta a făcut de. Elveția are și o echipă de bună. Noi, când s-a tras la sorți, am zis gata, suntem acolo. Pentru că lumea gândește cu ochii acelui spectator de fotbal sau celălalt specialist, bă, de acum 30 de ani, când era cu totul altceva, s-au schimbat complet lucrurile. Vedeți ce înseamnă Islanda, vedeți ce înseamnă Feroe, vedeți ce înseamnă echipe mici. Acum, uitam, noi jucăm cu Dundalk din Irlanda. Știu, da, următorul meci în Europa League. Două meci în Europa League cu o echipă extrem de puternică. Nu mai sunt echipe mici, nici la club, nici la națională. Tot știu totul despre tot. Adică nu mai există secrete. Și în pregătire, și în... Trebuie tu, ca personalitate, reușești să transmiți jucătorilor o asemenea încredere în ceea ce fac
și ar putea să facă, încât atunci când intră pe teren să fie superior celorlalți. Este foarte, depinde din ce în ce mai mult asta de antrenori. Vedeți că se discută mai puțin de jucători acum, antrenorii sunt pe primul plan. Campionatul Angliei este campionatul antrenorilor, mai mult decât de jucătorilor. Dacă mă întreb, dacă întreb așa despre jucători, mai puțin, dar antrenorii sunt extrem de importanți pentru că au devenit punctul în jurul căruia totul se învârte. Totul. E și reclamă la un moment dat. Mourinho, Guardiola, Conte, Ranieri. Sigur, dar sunt oameni care au ajuns acolo datorită performanțelor lor, datorită a ceea ce au reușit să obțină până în moment de față. Este incredibil. Sunt acolo, bine, nu mai și Koeman, mai sunt și alții, mai sunt antrenori din campionatul Italiei care au obținut performanțe în Italia și care nu sunt la nivelul acela. Păi, alții au obținut performanțe internaționale importante. Vă mulțumesc, a fost o plăcere deosebită. Da. Sper să învețe ceva cei tineri de la dumneavoastră. Cred că mă grăbesc. Da, nu este nicio problemă. Ați urmărit un top interviu de excepție cu Mircea Lucescu. La revedere!